Mai mulți copaci au fost puși la pământ în mai multe cartiere ale orașului, iar grindina era de dimensiuni apropiate cu ale unui ou. 5 autoturisme au fost prinse sub un acoperiș care a fost luat de vântul puternic. Pompierii gorjeni au intervenit pentru remedierea situației, dar din nefericire nicio persoană nu a fost rănită. În urma fenomenelor meteo, în urmă cu puțin timp, am fost solicitat să intervenim pentru degajarea unor copaci căzuți pe carosabil pe strada Narciselor din municipiul Târgu Jiu și pentru degajarea unui acoperiș căzut pe autovehicule pe strada Zambilelor, au transmis reprezentanții Sugorj. În timp ce norocoșii au scăpat cu mașinile neafectate, mai mulți localnici s-au ales cu pagube materiale după ce grindina de mari dimensiuni a reușit să îndoaie caroseria autoturismelor. E mașina rezistentă, nu a fost probleme. Un coleg de-al meu a avut un Logan și a cam afectat-o. În rest, nimic altceva. Ați avut o undeva acoperită sau expusă în parcarea unui supermarket liber? Așa a fost. Eu nu știu să vă spun prea multe. Dacă așa se întâmplă, e de la Dumnezeu, noi nu ne putem opri. Oprim noi ceea ce vrea Dumnezeu. Deci, practic, nici mașinile nu prea ni le putem proteja. N-avem cum, pentru că dacă se pune aici, unde? Numai deasupra e... Am fost norocos, nu prea a bătut în zona mea grindina și nu a fost afectat. Dar ce știți, prietenii se plâng, au mașinile distruse? Da, parte dintre ei, cei din oraș, au mașinile distruse. Seară spunea o vânzătoare mai sus în... mi spune acolo la Dacia, la Profi. Zicea că, aoleu, ce-a dat, că era ou de porumbel, era mic, da. Noi dacă nu suntem din zonă, n-am văzut, numai din auzete. După furtunile puternice din ultimele zile, meteorologii anunță că vremea se va schimba radical, urmând perioade de caniculă.